adunare scădere. Cum procedăm pentru adunare scădere la fracții decimale? Punem virgulă sub virgulă și... Și totul perfect, da? Virgulă sub virgulă și când vă înseamnă, intrăm sub intrăm zeci, sub zeci, sub zeci, sau zecimi, sutimi, mii și mai departe, da? Deci, neapărat, asta, să zicem, virgulă, sub virgulă. Da, de exemplu, mic acolo. Adică 3,17 plus 15,003 este egal cu ce zici mai și 3 întregi câte? Ce sunt? Ce sunt 17? 3 întregi și 17 sutimi. Da. Și aici? 15 întregi. 15 întregi și 3.000. Da. Dacă ar fi fost toate, citim totul de acolo. Dacă ar fi fost 2, 3, 7, 237 de mii. Da? 237 de mii. Deci, asta de aici indică la ce ordine de fracționare mă opresc. Da? Cum se face? Și zicem, la adunare... Cum? Copii. Dar care? Cum facem? Prietenii noștri care ne urmăresc, poate nu știu. Cum? Deci, mie mai e și pot să pun aici 0 mie, da? Da. Da? Da. 0. Și acum, ce spun? 3 și cu 0, 3. La mine, da? 0 și cu 7. 7. 0 și cu 1. 1, virgulă. 5 și 3, 8. Da. 18 între 3 și 8, 173 de mii. Deci așa se adună. Și dacă nu o să vorbim de scădere, tot așa facem, da? Și adunarea scăderea aceeași este virgulă sub virgulă. Adică ținem cont că asta, asta e axa principală. Virgula. Ca să ne putem, pe urmă, manevra și spune, unități, puteți, 10, 100 de mii, zecimi, sutimi, mii și așa mai departe. Poftim. La scădere, sigur că așa o să facem. Și la, pentru a doar, câteți două sau mai multe, tot așa unde sub altă le așez. Dar e esențial virgulă sub virgulă. Adunarea scădere. Înmulțire. Înmulțire. Adică 2,13 înmulțit cu 0,05. Deci înmulțim de o parte, fără să ținem cont de virgulă, și atunci 213, așa spuneți. Noi le punem cu virgulă de tot și înmulțim cu, nu mai ținem cont din virgulă sub virgulă, cu 0,005. N-are importanța asta, da? Și acum, 5 ori 3, 15. 0, eu zic că așa, ca să fie la așa. Bun. Hai deci, să fie mulțit repede. 15. Hai. 5 ori 5, 6, hai copii. 1065. 5 ori 2, 10. Da. Și acum, dacă aș fi... Aș fi mulțit, știți bine. Nu mai am nici o, nici o cifră diferită de 0. Este 0,1065. Și pune virgula toatea... Deci nu este, punem de acasă. Da? Câte decimale sunt? La 2. Dar știți de ce? Eu tot timpul aș vrea să vă invit să vă întrebați, de ce asta? Oare care a fi fost misterul? Este 4 decimale și nu 2. Da. Nu trebuie, domnul profesor. Da. De ce? Dar și cui a venit în minte? Da. Și să zicem, vedem câte decimale sunt la ambii factori. Și la da. Și le punem pe toate așa și de ce acolo da, punem? Pentru că mă gândesc la aritmetică, nu fracțiuni binare. Așa.
Și aici mai am gândit, pentru că 2 la 0 poate să facă 1000. Nu contează, dacă ar fi fost 2 ori 4. Nu contează. Deci, asta, tu ai exagerat, mulțirea cu 0 nu mai a făcut niciun efect, da? Dar eu aș vrea să încercăm să înțelegem și a spus cineva, parte Daria, să încercăm să transformăm fracția asta în fracție ordinară. Și face cât, dacă vedem? Ar face 213 pe 100. Pe 100. 10 la 2. 10 la 2. Și eu învățat. Sigur că da. Pe 10 la 2. Ori 5. Supra. 10 la 2. Și acum înmulțim aici de par, știm noi, împărători între numitori între ei și fac la mulțire 1065. Supra 10 la 4. Și de aceea are 4 de ori. Sigur că da. Că acum la împărțire, cum se împarte prin, aici e virgula, să se pun în lege, și trebuie să o pun peste câte 0. Câte e? 4 0, pe câte câte zice, mai 1, 2, 3, 4 cifre. 4 cifre. 1, 2, 3, 4. Dacă aș fi 10 la 2, acum peste 2. 10 la 3, acum peste 3. 10 la 4, 1, 2, 3, 4. Și atunci face 0,1065. Iată câte e clar apare chestia asta. Vreau și din suflet îmi doresc să vă puneți probleme. De ce așa? Cine? Cum? Ce împrejurare? Cu a pisa ce era peste patru? Nu. Tot e într-o legătură perfectă. Dacă veți face matematica în varianta care vreau eu să o comunic, aceea de a înțelege că totul se leagă și voi vă punindu-vă întrebări, nu mai memorați mecanic. Ați văzut, cum se împarte o fracție? Prima cu doua inversare. Dar poate să fie la tine înmulțirea sau împărțirea, o fie chestia asta. N-ai crețut ceva și ai la un... Sunt băi cu prea mie și mi-am de hai să fie înmulțit. Și la mulțire îi inversez. Când la mulțire e clar, ăia între ei și ăștia între ei și am făcut s-a văzut din ce motiv. Nu? Bun. Împărțirea. 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 Da, împărțirea. Și aici am să vă spun că am făcut un experiment când predam la liceu și din toate clasele de care aveam să spunem, pe verticală, adică a 9, 10, 11 și 12, am dat să ne afle restul împărțirii la numărul 2,17 împărțit la 0,01. Găsiți-vă restul împărțirii cu... Nu, 0,013. 0,013. Găsiți-vă restul împărțirii, așa este o două. Nu, câtul împărțirii, găsiți câtul împărțirii și restul, cu o precizie de 20 mai. Adică? Câtul împărțirii. Cu o precizie de 20 mai? Adică până la ordine de sutim, câtul. Câtul până la ordine de sutim. Și restul care nu fi. Că noi știm așa, din teorema împărțirii cu rest, oricare ar fi două numere, pentru orice două numere se găsește un unic cât și rest. Și un unic rest. Încă de împărțitul. Nu de împărțitul. Hai să zicem. De împărțitul. Deci am cum? Împărțitul. Ori câtul plus restul. Iar restul, totdeauna, ne amintim, e mai mic decât împărțitorul. Decât i. Așa stăm lucrurile. Eu, ca de împărțit, l-am dat pe 2,17. Cred că împărțitor l-am dat pe 0,013 și voi trebuie să găsiți câtul și restul. Câtul cu o precizie de 20 mai. Da? Adică câtul până la o precizie de sutim. Ca să ajungă sutim, v-ați oprit. Da? Și acolo vreau restul. Da.
cu restul care mai s-a împărit și deci ai toate șansele să știi dacă ai făcut corect sau nu. Deci de împărțit, de împărțit, de împărțit, de împărțit, de restul. Nu ne oporim. Am zis un cât, o
precizie de sutime. De sutime, adică trebuie să duci până la sutime. Mai mergem. Punem 0. De 0. Deci am pus virgula, și am coborât încă un 0, foarte bine. 9. Câte 117. 117. Și acum 30. 3. 3. Și mai punem un 0. Și de 2. Și vine de 2. Și v-ați oprit de abia acum? Abia acum ne oprim, că am ajuns la... N-am înțeles. Încercați să faceți... Faceți proba deja, trebuie să fie restul, doar că nu trebuie să vorbești. Cât e restul? Cât l-ați găsit? 166,92. Dar restul vă întreabă domnul profesor care este. Da. O fi 4, nu o fi 4? Asta vă întreabă domnul profesor. Deci asta vă spuneam, că am făcut-o la clase, la noua la de ce și nici nu spuneam. Cred. Eu cred că n-ați avut niciun rest. Nu cred. Și acum, dacă le-ați dat, am tot n-ați avea. Da. Deci așa este momentul în care să vedem exact cum operăm. Ai făcut proba cu 4, adică 13 ori 166,92 și v-a dat cât? Sau cum ați făcut? Unde suntem? 0,03? Acolo e 2170, este egal cu 2170. 2170 împărțirea 1000 cât dă?
2 metru 17, de unde am plecat? Deci, păi, da. Deci punem 1000 peste tot. Deci împărțim absolut totul peste tot la 1000. Adică pe 2070 împărțim la 1000. Da, cât scoare? Unde ești? O să fie 16,690. Dar eu trebuie să am împărțitorul care?
Andrei. Chiar la Andrei mă conduci. Asta e din părți inclusiv. Asta e părți. Și scrie de la părții părți, te rog. De părții părți, ce vei cam cu părții părți. Să nu uim, nu? Și acolo uim. 0,0. 0. Și mă gândește, da? 0,013 egal cu 0,09 ori cu 2 plus 300. Așa. Plus 300. Cum împărțitorul are 20 mare, tu spui, trist, că nu e întreg. Mi-e place să fac împărțirea cu număr întreg. De aceea voi fi nevoit să mulțesc egalitatea asta cu, nu, cu 100. Da? Deci 20 mare. Deci din motivul ăsta, împărțitorul are 20 mare. Deci fiindcă împărțitorul are 20 mare, atunci înmulțim aici, poate egalitatea asta cu 100. Imposibil este. Imposibil. Zi, te rog, dacă nu se pun. Ce devine așa să fie echivalentă după mulțirea cu 100? Zi. 2, 13. Cât? 130. Dar cu 100, mai peste 2 nu te duce. Da. 1,3. Deci 1,3 este egal cu 9, ori când plus 100, iată. Da? Plus 100, iată. Și acum? Ce facem? Facem împărțirea efectiv. 1,3 împărțim la? 9. La 9. Zicem 1,3. Împărțit la 9. Egal cu 0,1. Deci 0,913 merge asta. Da. Deci 9 punem aici. Din 13, 4. Mai punem un 0. Deci merge 4,936 și rămâne 4. Și acum, teorema împărțirii cu rest, spunem că 1,3, în situația noastră, 1,3 este egal cu 9, ori câtul găsit cu precizie de 20 mare? 0,14. Deci, plus restul în situația noastră, de aici nu ne mai e plăcut, dar plus 4. Câte zeruri am coborât ca să plus 0. 0,04. Deci, câte decimale ai aici, tot atâta, cu precizia de la cât, 20 mare, tot așa trebuie să ai și aici. Tot două, de după virgulă ai coborât pe 3, nu? De-ai zis 13 odată și până ai coborât încă o 0. Practic, tu aici ai făcut apelul la două cifre de după 0, da? Și atunci restul ăsta nu-i 4 aici, ci după ce ai coborât pe cele două. Deci ai 0,04. Adică virgula de aici. Așa. Să facem probă, să le arăt, nu-i convins. Nu-i convins. Hai să facem probă. 0,14. De o parte. Deci, zice, 0,14 ori 9, egal cu 9,436, 9,9, hai te rog să mă ajuți. 9,9 și 3, 12, 9,0, 0 și 1, 1. Bună, da? Deci, punem virgula după 20 mai. Exact. Cât? 1,26. 1,26. Adunând
la 126, pe 004, 004. Ce facem? 6 și 4, 10, 30, 1,30. Este perfect. Așadar, așa asta este cea pe care am obținut-o noi. Hai să o scriem cu altă și culoare. Și avem copilă 1,3. 1,3. Este egal cu 9 ori 0,14 plus 0,04. Da? 0,04. Și acum, eu n-am dat așa ceva. Am dat pe 0,13 împărțit la 0,09. Și atunci trebuie să apară împărțitul 0,013. Și împărțitorul 0,09. De aceea suntem obligați să împărțim toată egalitatea asta. Eu nu am împărțit cu noi, sau împărțit cu noi. Prin 100. Deci totul prin 100. Și ce devine după împărțirea cu 100? Deci după împărțirea cu 100, vom avea... Exact, poate avem un profil de exercițiu, Andrei, nu disperia. 0,013. Deci se duce peste 2 și vine 0,013. Egal cu... Asta de aici s-a descărcat. Egal cu... 0,09. Ori... Câtul rămâne ăla? Câtul rămâne, îl scriem... 0,14? Da. 0,14. 0,0. Așa. Așa. Deci mai duce că, da? 0,0,0,0. Cred că, cât a spus, a fost 3,0,0. Și acum, dacă vreți să vă convingeți că am făcut o treabă bună, nu am făcut-o, am făcut-o. Și am făcut că ăla este, domnul, vedeți că am înțeles. Da? Deci, la întrebarea, care este câtul împărțirea? Și este răspunsul. Deci, câtul sau restul, domnule? Câtul este 0,14. Și restul este 0,0004. Asta era povestea. Restul. El a fost înțeles că este întâlnirea cu aia 6 de care. Da. Dacă înțelegem de la clasa 5-a, nu vei avea problemele copiilor. Adică acum trebuie 6 de 7 de care. Da. Deci, ori de câte ori, asta e la matematică, ori de câte ori apare o chestie pe care o înțeleg, intră în proprietatea mea și spun, băi, asta nu am pus să mă uite acum. Am înțeles de unde vine treaba asta. Știu, nu-i mecanic. Am insistat și insist continuu, am acest experiment făcut cu clasa 8-a, când toți spun, nu mecanic. Mecanic, azi învățăm, nu uităm. Și din păcate, rezultatele nu se schimbă, că și la școală ei sunt așa, așa pe partea mecanică. Formule, dă-i, învață formula, dă-i mai departe, treacă mai departe. Dar nu e așa. Ba, da. Mai nu, dar există care se gândește mai să spun eu că știu prea bine toată povestea din învățământ. Din păcate, nu pot cultiva partea asta nevăzută, cei care nu știu. Profesorii care nu știu chestia asta și au reținut și ei la rândul lor niște definiții, niște formule și nu și-au pus întrebarea de unde vin lucrurile acestea. Mă sună deseori profesori care, tineri profesori care au curajul să intre în dialog cu mine și să spună, domnul profesor, ce bine că v-am întâlnit, am terminat și în facultate, am făcut nu știu ce, nu știu cum, și predam la clasă noțiunea aceea, fără să le înțeleg. Corect, tot mecanic. Tot mecanic.
O să vedeți, la funcții, sunt niște lucruri acolo, mai funcții subiective, subiective și pe acolo, și ei nu înțeles este de fenomenul. Și dacă nu o înțeles, spuneau așa mecanic. Și să la exam, știau definiția, au spus definiția, și cred că asta s-a făcut lumină. Pentru că chiar reușiți să ne convingeți, chiar spuneți niște lucruri pe care nu le găsesc în cărți. Și peste tot, oriunde în lume, se întâmplă acest lucru. Spuneam și în America, sunt aceleași probleme în școala generală, până în liceu. Că aici e partea asta, copilul aici, în partea asta, are nevoie de a să înțeleagă, nu să asimileze informații puse așa, ca într-un sac, unde peste alt acolo și nu mai știi cum să le ieși. Dar nici nu le asimilează, nu le uită, nu le asimilează. Asta este, asta e. Nu le asimilează. Nu, n-ai cum să le asimilezi dacă nu vezi firul roșu. Exact, nu are un clinic. Este doar o oboseală. Atât. Este un stres fantastic. De aceea abandonează tot, doar vezi cu fugiți. De aceea s-a ajuns aici. De aceea spun foarte mult, matematica e grea. Exact. Nu, auzi, tu ai fost în bară, că știi, tu ați spus mai cu... Dar nu poți fi și profesori, și acum, deci nu știu cum să te mai numai. Deci, n-am mai întâlnit așa ceva, pentru că lumea este descurajată, eu tot mă duc spre mate, din o să o dau, da. Și pentru ce să deții matematică? Toată, adică unii profesori... Da, ei la rândul ei... Și ea vine acasă și îmi spune, mama, dar de ce nu folosești din matematică, dacă... Iată că spre mă tot da. vin profesori cu întrebarea asta. Ce trebuie ții matematică? Eu le-am întrebat unde vreau să dau, eu le zic la drept și zic, mă întreabă de ce nu trebuie din matematică. Și mamei mi-a pus. Deci uitați, așa sunt mamele nebune. Profesorul care își face bine treaba și copilul ajunge să înțeleagă și să iubească, da? La ce se folosește? Și el vine acasă și la, e așa. Da, mama, dar, bulgați la curs. Păi zic, stai, mami, că tu până la 12 poate te duci spre o altă facultate. Nu e văzută în cuie dreptul. Da, sigur că da. Deci îmbustează plaja aia la urmă. Da? Deci, hai să vrei la drept? Nu te fur cu matematica. Sigur că da. Dar nu știi ce să faci în viață. Da. Un jurist care are o gândire algoritmică, are o formă de exprimare atât de clară și acolo lucrurile se leagă într-un anal, dar și totul. Și spune pe baza cu datorită nu știu ce. Deci convinge când a început un avocat. Deci, de ce îți face și deosebire între un avocat care redă mecanic niște lucruri și altul care îți vine cu argumente foarte serioase. Adică prologică a lucrurilor făcute, argumentația făcută prologică, perfect. Și de aceea spun, matematica este obiectul acela care te așează într-o anumită formă, îți organizează gândirea într-un anumit mod, încât te poți bucura în perspectivă de foarte multe avantaje. Și pentru că este o știință fixă și pentru că, într-adevăr, te poți bucura de ea, dar... Pentru că înțelegi. Da, poți bucura în sensul acela, îți va fi de mare folos chiar. Adică poți să stăpânești pentru că înțelegi. Pentru că în celelalte la care doar înveți ceva pe de rost, dar să înveți mâine. Uiți cum e istoria, cum e celelalte proiecte, da? Nu stăpânești starea aceea de bine, adică nu poți să te... Nici comentarii la română, clasă de română, e foarte important. Da. Foarte important. Dar este o uzură imensă. Când profesor, am avut șansa la liceu, când fiica mea era acolo, făceam română cu profesor care era pe formație reală. Deci profesor terminat să bată și spune, hai să discutăm, fraților. Făceau o masă rotundă. Exact. Spuneți-vă părerea. Tu ce părere ai? Argumentează-ți despre autorul mătare. Ce a vrut el să spună? Ce a vrut să... Asta era o arată. Deci așa ceva. Bun, facem o mică sinteză. Da. Am învățat de ce mai ordinare este scris pe tablă, dar am făcut tot operații, da. Este explicitat. Ia să facem un mică. Deci fracție ce mai e fracție ordinare? Da, operație. Ați făcut tot, adunarea, scăderea, tot. Operație. Transformarea.
din pro forma în alta, din... De la fracție de spanul o zrace. Și te vreau împărțiri cu restul. Teorema împărțirii cu restul. Asta a fost. Nu i-am cerut câtul și restul cu găsirul. La revedere, dragilor! Voi uitați de la aici și să facă în asta propunerea. Să spune tuturor, da? Foarte așa, așa ne putem ajuta. La revedere!